Bine v-am regăsit la recomandarea săptămânii. Pentru că știu cât de important este să avem grijă de corpul nostru atât în interior cât și în exterior, astăzi am ales să vorbim despre osteopatie. Osteopatia fiind o terapie complementară, integrativă, care poate ajuta la vitalitatea corpului și la regenerarea lui. Așa că am venit la specialistul în osteopatie, Robert Savin, să ne dea mai multe detalii. Bună! Bună ziua, bine ați venit! Bine te-am găsit! În primul rând, osteopatia este o medicină complementară, alternativă, care abordează în mod holistic corpul și are ca principal scop tocmai redarea mobilității și a fiziologiei acestuia. Osteopatia este o medicină alternativă care are ca principal scop redarea fiziologiei, în sensul că atunci când intervine o afecțiune la nivelul corpului, se încearcă înlăturarea cauzei care a dus la perturbarea organismului. Ca și principii ce stau la baza osteopatiei sunt acela că organismul funcționează ca un tot, adică este o unitate, care în momentul în care, să spunem, un anumit sistem din acest tot este afectat, vor fi afectate toate sistemele. Arteria este suverană, adică este imperios necesar ca sângele arterial sau sângele oxigenat să ajungă la toate structurile și faptul că organismul se autoreglează singur, adică acest proces de homeostazie, prin care corpul folosește mecanismele intrinseci sau cele pe care le are înăuntru, tocmai pentru a restabili în mod natural sănătatea corpului. Cât de des este recomandat să facem această terapie? Este o întrebare la care nu pot să răspund în mod direct, pentru că este în funcție de mai mulți factori, cum ar fi vârstă, sex, natura activității, cât de sedentară sau nu este persoana respectivă, dacă pacientul este în criză sau nu. Există două aspecte ale tratamentului osteopatic. Există un aspect curativ, adică atunci când pacientul este într-o criză, într-o fază subacută sau acută și el trebuie să iasă din situația respectivă, și o fază profilactică în care pacientul, chiar dacă nu are probleme, merge pentru mentenanță, tocmai pentru a nu avea probleme la un tratament osteopatic. Putem să facem această terapie și fără să avem diverse afecțiuni? Încerc să vă dau un exemplu practic. Așa cum la mașină facem schimbul de ulei și de consumabile frecvent fără ca mașina să aibă probleme, așa și la nivelul corpului, care reprezintă cea mai luxoasă mașină pe care putem să o avem vreodată, trebuie să intervenim în mod profilactic pentru a menține această sănătate. Îți mulțumesc mult, Robert, că ți-ai rupt puțin timp din timpul tău și ai fost alături de noi. Mulțumesc! Voi rămâneți în continuare cu Sport, Dietă și O Vedetă și eu am reținut astăzi un lucru foarte important. Faptul că trupul nostru este o mașină foarte luxoasă și trebuie să avem în permanență grijă de ea. Sper că și voi ați reținut acest lucru și aplicați tot ceea ce învățați aici la Sport, Dietă și O Vedetă. Ne revedem sâmbătă viitoare cu alte recomandare, spun eu, interesante.